Țigările electronice vor fi interzise în toate spațiile publice. Săptămâna trecută s-a votat legea prin care se interzice fumatul țigărilor electronice în spațiile publice. În spitale, la locul de muncă, în mijloace de transport în comun sau la locurile de joacă. Ăsta e un articol din legea respectivă care mai prevede și interzicerea comercializării de țigări electronice către minori. Bun, dar treaba asta e un pic confuză aici, fiindcă acum ne întrebăm și noi, ai voie cu asta în restaurante și baruri până la urmă sau nu? Că, na, e vorba de spații publice. Fiindcă știm de când s-a dat legea antifumat că nu e ok să fumezi țigări clasice în spații închise de stau fumătorii zgribuliți la locul de fumat de la colțul corporației și în fața barurilor. În schimb, țigara electronică era prietenoasă cu Horeca, deci ce s-a schimbat de fapt aici? Sunt interese mari la mijloc, prieteni, fiindcă boșii din industrie tocmai de-au inventat țigara electronică care nu arde tutunul, doar îl încălzește. E win-win pentru toată lumea. Mai puțin pentru sănătate. Dar nu vă fac eu acum morală cu 6 dispozitive pe birou. Și atunci, ce rost mai avea paragraful ăla din lege că practic nu aducea nimic nou, nu? Fiindcă sper că mai există măcar o doză de bun simț dincolo de amenzi care i-ar fi împiedicat puțin pe oameni să fumeze în spital sau pe lângă locurile de joacă. Eu zic că a fost o scăpare de redactare și era cât pe ce să se trezească toți fumătorii electronici că vor face gașcă unită cu fumătorii pe clasic afară, la țigară, când ies pe la crâșmă. Așa că vreau să mă lămurească și pe mine cineva. Până la urmă, avem voie cu astea la cafeluță înăuntru, în restaurant sau nu?